cum iau botca și cum o băgăm, cum o introducem. Aici se vede botca cu un cutter. Tem pe sub un pic mai mult. Important e să nu intrăm în interiorul. Mai bine tai în puiet mai mult. Asta e botca. Imediat să lăsăm rama. Și să o băgăm în roi. S-au lipit. Te roiul aici aș trecea, nu știu dacă se vede, o botcă, se vede acolo laptișor. Bun. Cum o introduc eu? Uite și aici una. Ca să fiu sigur că nu că o accept, că o acceptă. Desfac aici un pic de miere și o dau cu miere. Ușor să nu o strivim. Dacă o strivim, putem să-i spunem adio la botcă. Foarte ușor să nu o strivim. Acum albinele, după ce adună, după ce ling mierea de aici, o să se uniformizeze mirosul botcii cu al familiei, al roiului, și o să o accepte mult mai sigur decât dacă o introduceam pur și simplu între rame. Foarte mult am văzut și eu și pe dincolo, prin alte țări, o ia și o pun aici, între rame. Dar eu zic că e mult mai sigur așa, mult mai bine acceptă. Legat de calitatea mânților Astora de schimbare liniștită, eu am spus că sunt cele mai bune, îmi susțin aceeași părere. Mâncile ăștia sunt ale mele. E problema mea dacă sunt sau nu de calitate. Eu arăt cum fac eu. Nu trebuie să facă cineva ca mine dacă nu crede. Sunt ale mele. Ce produc cu ele este al meu. Nu vreau să le vând, să vi le vând. Nu urmăresc să vi le vând. Deci nu văd care mi-ar fi interesul. Acum, viitoarea matcă, viitoarea familie de albine din care iasă botca asta, matca, depinde și de trântorii cu care se fecundează. Și aia nu mai depinde de noi, decât dacă am avea însemnare artificială. Așa, matca iasă,
se fecundează cu trântorii din stupină, cu trântorii de la altă stupină, de aia e foarte important și stupina vecinului să fie de calitate, ca să-ți iese mărci de calitate, familii de calitate. În fine, așa fac și cu următoarele, nu are rost să mai arăt pentru că e identic, cam atât.